Bună ziua! Interviul PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul deputat PSD Florin Manole. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Am văzut astăzi, guvernul Orban a dat publicității un plan de relansare economică. Acum, domnul Ciolacu spune că planul copiază programul de guvernare al PSD. Ce anume copiază? În primul rând, planul vine cu o mare întârziere, cu o întârziere pe de o parte față de nevoia de a avea un astfel de plan, care este mult mai veche decât de astăzi, și cu o întârziere, în al doilea rând, față de ceea ce și-au asumat liberalii, pentru că planul ăsta a fost anunțat în fiecare lună ca fiind dat publicității luna viitoare. L-avem acum cu 4 luni întârziere, dar tot e bine că îl avem. Acum, de ce este calificabil, așa cum a făcut Marcel Ciolacu, calificabil ca fiind pe alocuri un plagiat? Pentru că, real vorbind, fie copiază măsuri ale PSD, fie le copiază și le redenumește, le schimbă titlul. În cazul Startup Nation este cel mai bun exemplu de astfel de pe vremuri. Există la Facultatea de Istorie, te învață că atunci când romanii au luat niște nume de zei sau alte popoare de la romani, se folosește conceptul de interpretatio, un fel de traducere în limba proprie. Aici avem de-a face cu un interpretatio liberală, adică liberalii au luat ceva, au schimbat niște nume, au schimbat niște litere, niște cifre și așa mai departe și au zis, iată, avem ceva nou. Nu e ceva nou. Dacă vă uitați la autostrăzi. Liberalii erau în dezacord cu programul de guvernare al PSD-ului. Liberalii erau într-un dezacord moderat, pentru că nu întotdeauna votau împotrivă în Parlament, dar cel mai în dezacord a fost întotdeauna Klaus Iohannis, care spunea că toate măsurile pe care le propune PSD sunt sau pot fi un dezastru pentru economie. N-a fost așa. De la creșterea salariului minim până la creșterea pensiilor, care, apropo, că tot vorbim în perioada asta de potențiala sau necesara creșterea pensiilor cu 40%, PSD a crescut pensiile cu mai mult de 40%, deci nu cerem cuiva ceva ce noi nu am putut livra. Dar nu avem bani. Dar revenim, asta e o temă interesantă. Banii nu există în sine, banii nu vin așa de nicăieri și fără niciun motiv. Pentru a avea bani, guvernul trebuie să facă lucruri, să facă politici publice, să ia niște măsuri și așa mai departe. O să vă dau un exemplu concret de cum se poate să aduci bani la buget prin anumite măsuri. De exemplu, ceva ce deja s-a făcut, ca să nu fie doar așa o teorie. Măsurile legate de sectorul construcției, pe care le-a luat Partidul Social Democrat acum mai bine de un an de zile, de fapt mai bine de un an și jumătate, au fost și ele foarte criticate în perioada respectivă de către opoziția de atunci, de către liberali. Dar dacă ne uităm pe primele luni ale acestui an, când deja se simțeau problemele din economie, sectorul construcției a fost și acum, a fost și atunci, este și acum, unul dintre puținele sectoare care mai țin puțin economia pe linia de plutire și mai compensează un pic cu alte sectoare unde fie activitatea este închisă, fie este diminuată, fie există tot felul de probleme. Deci, ca să existe bani, trebuie să faci ceva. De exemplu, dacă un plan de relansare economică și măsuri economice erau luate acum 3 luni de zile, acum 4 luni de zile, impactul negativ al acestei crize ar fi fost diminuat. Ori asta ar fi însemnat, de fapt, în traducere liberă, niște bani în plus. Sau, altfel spus, mai puțin bani în minus, dacă e să privim varianta, cum să zic, partea goală a paharului. Deci, bun, dar din ce am înțeles, din ce a declarat Orban, premierul, PSD a lăsat visteria goală. Așa există că declarații și există cifre. Dacă ne uităm la cifre, în ultimii 3 ani de zile, atunci când PSD a fost la guvernare și a fost atacat și criticat că nu va putea să țină deficitul sub 3%, l-a ținut întotdeauna sub 3%. Acum liberalii zic că PSD a făcut nu știu ce chestii ca să-l țină sub 3%. Eu aș vrea un guvern liberal, capabil intelectual, să facă nu știu ce chestii și să țină deficitul sub 3%. Dar se pare că nu există. Deci, în aceste condiții, avem clar deficit, cifrele pe deficit.
Avem pe de altă parte cifrele legate de datoria publică. Chiar ministrul Câțu a zis, dacă nu mă înșel, pe 3 sau pe 5, mai nu mi-amintesc acum clar, când a avut o conferință de presă la Ministerul de Finanțe și a spus că, citez, ne împrumutăm la dobânzi mici pentru că avem o datorie publică mică, una dintre cele mai mici din Europa. Acest citat îți poate provoca, dacă ești informat și ai decență, un mare dispreț pentru ministrul Câțu, care a spus an la rând că România se îndatorează excesiv și că avem o problemă cu datoria publică a României. Nu greșea ministrul Câțu în mai anul ăsta, mințea în mai 2019 și în alte luni și cu alte ocazii cu care a spus că guvernul PSD a distrus economia românească pe planul ăsta al datoriei publice. Deci spuneți că a recunoscut A spus chiar el. Eu am văzut conferința aia de presă, mă uitam la televizor, am văzut că începe conferința de presă, m-am uitat la toate declarațiile și am și decupat această recunoaștere a propriei minciuni repetate și am pus-o pe Facebook și am zis, uite, când e Câțu mincinos, când e ticălos, când vorbește serios. Astea au fost doar două exemple legate de deficit și legate de datoria publică în legătură cu dezastru, în ghilimele, pe care l-ar fi lăsat guvernările anterioare acestui brav guvern, care, iată, el de fapt știe să le gestioneze, dar abia poate pentru că în trecut au fost niște probleme. Pe de altă parte, problema asta a crizei economice, care este reală și care se manifestă pe toată planeta, este în anumite cazuri doar un pretext pentru guvernul liberal. Și o să vă dau un exemplu. În ianuarie, sau mai bine zis chiar din decembrie 2019 și ianuarie 2020, nu aveam situația de acum. Nici din punct de vedere epidemiologic, nici din punct de vedere economic. Deci nu aveam o criză dezastroasă, cum nu s-a mai văzut, așa cum a catalogat-o ministrul Câțu. Și cu toate astea, pensia minimă, care trebuia să crească la 1 ianuarie, n-a crescut. Să nu spună acum cineva în iunie sau iulie că pensia n-a crescut în ianuarie și că bugetul din decembrie n-a fost făcut cu creșterea în ianuarie a pensiilor, pentru că știau ei că peste 6 luni de zile o să vină o criză cum nu s-a mai văzut, de la un virus pe care nu l-a mai văzut nimeni, care va avea un impact nemai cunoscut. De așa fapt, ceva nu se poate. A fost doar un pretext. De ce nu au crescut este un... pensiile? Cum pentru nu vor că, crește, din ce am înțeles, și în toamnă? După părerea mea, pentru că guvernul liberal are o politică antisocială. Și aici o să vă dau un exemplu chiar din programul lansat astăzi. Pentru că l-am citit cât de bine s-a putut, că nu e lansat de prea mult timp, dar m-am uitat în primul rând la măsurile sociale, pentru că sunt și în Comisia de Muncă și protecție socială. Și la măsurile sociale o să găsiți o măsură care se referă la vouchere pentru cei mai săraci dintre copiii din România. Un fel de etichete sociale. O idee bună. Chiar eu, împreună cu colegi de la Partidul Social Democrat, dar și la Partidul Național Liberal și USR, am făcut o inițiativă legislativă pe care am trecut-o acum două luni de zile prin Camera Deputaților despre așa ceva. Pe același subiect. Da. Deci ideea e bună. Nu o să critic PNL că a venit cu ideea asta. Dacă îmi pui 30 de milioane, sper să-mi amintesc corect cifrele, 30 de milioane de euro pentru 400 de mii de copii, dacă ne imaginăm că acest program, care nu este definit din punct de vedere al timpului, dacă el e pe un an sau pe 2 sau pe 10, să ne imaginăm că e pe un an, că asta e, cu guvernul liberal trebuie să-ți folosești uneori imaginația. Dacă acest program este pe un an de zile, eu am făcut un calcul, împărțind bugetul la numărul de beneficiari, la 12 luni, și mi-a dat 30 de lei pe lună. Mie asta nu mi se pare o măsură, mie mi se pare o glumă. 30 de lei pe lună pentru copii... E o sumă insuficientă. Nu, este o sumă cu minus, de fapt. Pentru că în același timp, același guvern a refuzat punerea în aplicare a legii referitoare la creșterea alocațiilor, care se referea la, care prevedea o creștere de 150 de lei per copil. Asta înseamnă 150... comparat cu 30, înseamnă minus 120 de lei în realitate. Ori eu cred că asta este tabloul complet în care trebuie citită această măsură. Vă mai dăm 30 de lei la alocație,
în ghilimele, prin niște vouchere, dar doar pentru unii dintre copii, nu pentru toți copiii, dar putem deja să bănuim că guvernul nu va crește alocațiile din august și că se va folosi de o astfel de măsură ca un pretext. Dom'le, de fapt am dat la ăia mai săraci, dar nu putem să dăm la toți. Asta este temerea mea. Deci, domnul Robert Sighiartău, care este secretar general al PNL și știm că este și un susținător al dublării alocațiilor, el fiind cel care a reușit anul trecut printr-un proiect, susținea că da, vor crește alocațiile și că... M-aș bucura ca în acest an guvernul liberal să dea alocații crescute măcar pentru 4 luni, dacă pentru 8 luni deja nu le dă, pentru că în realitate astăzi când vorbim, alocațiile trebuiau să fie deja crescute de la 1 ianuarie, n-au fost crescute și pentru un guvern care a dovedit că nu vrea să facă cheltuieli în domeniile sociale, în legătură cu pensia minimă și cu alocațiile până acum, ai toate motivele pentru un astfel de raportat la un astfel de guvern să fii sceptic în legătură cu viitorul. Adică după ce de două ori n-ai făcut, mi-e greu să te cred că o să faci a treia oară sau a patra oară și așa mai departe. Deci asta e problema de fapt. Tot în planul de relansare a economiei, că spuneți că da, l-ați citit, avem guvernul promite realizarea până în 2027 a 3 spitale regionale, la Cluj, Iași și Craiova. Acum, eu aș vrea să-l văd pe acel liberal care reușește să-mi explice cum s-au putut face toate procedurile pentru două dintre aceste spitale, astfel încât să se semneze actele, cred că în prima lună a guvernului liberal. Pentru că, în realitate, liberalii au semnat o documentație făcută de Partidul Social Democrat. Pentru că procedura durează întotdeauna mai multe luni, uneori chiar ani, depinde de contestație, în fine, există o întreagă tehnică în domeniul ăsta. Deci, sigur, guvernul liberal care critică neconstruirea unor spitale de către PSD, ca să fim sinceri, are dreptate. Am avut probleme pe partea aia. Programul de guvernare al PSD n-a fost implementat 100%. Bine, nici n-au fost 4 ani plini, dar nici nu poate cineva să fie atât de necinstit încât să spună că noi într-un an de zile am fi construit de fapt spitale. Nu. Greșelile e important să ți le recunoști. Dar, în același timp, dacă vă uitați pe primul program de guvernare cu care a venit PNL în noiembrie, atunci când a intrat în funcție Ludovic Orban. Și dacă vă uitați la capitolul sănătate și dacă din capitolul sănătate vă uitați la investițiile din sănătate pe care le preconizează guvernul Orban, o să vedeți cel puțin 8, dacă mi-amintesc eu bine, că a trecut ceva timp din noiembrie, cel puțin 8 proiecte care se aflau în diverse stadii de finalizare deja. Unele chiar de 80%, altele abia începute. Toate acelea fiind niște proiecte începute de Partidul Social Democrat, fie prin administrații locale, fie prin administrația centrală, iar unele dintre ele se aflau chiar în administrarea unor consilii județene liberale, de exemplu la Alba, dacă nu mă înșel, era vorba de o secție de psihiatrie. Sunt prudent, nu mi-amintesc exact, dar cred că asta era, oricum există programul ăla de guvernare, e disponibil și se poate verifica. Deci, guvernul liberal, sigur că poate să promite, că nu-l doare gura. Dar ce a început concret guvernul liberal în aceste 8 luni de zile de când este deja la guvernare? A gestionat o epidemie. N-a gestionat în noiembrie o epidemie, n-a gestionat-o în decembrie, n-a gestionat-o în ianuarie, n-a gestionat-o în februarie. Dar ba o mai gestionează mult, de câteva luni, nu? O gestionează de câteva luni și... Cum felul, o gestionează? Păi există mai multe linii după care putem evalua, zic eu, obiectiv chestiunea asta. Prima idee ar fi numărul de cazuri. Avem un număr de cazuri într-o creștere îngrijorătoare? Doar n-o fi și aici vina PSD-ului. Cineva ar trebui să răspundă de ce avem aceste cazuri în creștere în acest moment. Unul la mână. Doi la mână. Avem o problemă reală în legătură cu starea de sănătate a populației și din cauza pandemiei, dar și din cauza proastei gestionări atunci când ne referim la bolnavi cronici.
Avem, pentru că am auzit acum vreo două săptămâni o doamnă medic de la Pitești, parcă, într-un interviu la un post de radio, spunând de ce să ții spitale care au 2, 3, 10, 15 bolnavi cu COVID, exclusiv pentru bolnavi cu COVID și să îi trimiți la 5, 10, 100 de kilometri pe cei care ar fi avut nevoie de spitalele astea pentru alte boli. Sigur că trebuie să ai spitale dedicate COVID, dar nu cu un pacient, nu cu 2, nu cu 3. Sigur că poți, în cazul în care ai mai multe corpuri de clădire, să dedici unul bolnavilor COVID, dar nu pe toate. Deci există metode de a gestiona lucrurile. Un alt lucru interesant în gestionarea pandemiei este proasta joacă cu cifrele. De Arad, ce? Aprilie, doi joaca morți. Cu cifrele. Da, Arad, aprilie, doi morți declarați după o lună. Mie nu mi se pare normal așa ceva, pentru că ăia nu erau doi oameni care au suferit ceva minor, erau doi oameni care au murit. Ori asta nu este un lucru pe care să-l poți constata după o lună, decât dacă ai o mare problemă, dar nu cred că e cazul. Cred că oricine poate să înțeleagă ce înseamnă o persoană care a decedat. Da? Nu e ceva să uiți într-un sertar. Da? Deci e greu de explicat. Credeți ce că s-a întâmplat acolo. Cifre? Eu, în general, sunt departe de teoriile conspirației, dar ceea ce fac acum și în discuția cu dumneavoastră și în general este să constat niște lucruri. Problema de acum câteva zile cu cele 300 de cazuri din 1880 de teste, care după aia s-au dovedit a fi, sau s-au comunicat a fi 12.000 de teste. Iarăși, aș fi putut, nu știu, încerc să găsesc și o scuză pentru ei și mi-e greu. Credeți că a fost o greșeală? Nu, cred că a fost sau o prostie. O scăpare. Cred că a fost o prostie, pentru că o scăpare ar fi fost dacă ai fi raportat 1880 de teste în loc de 18.800 de teste. Să zicem că ai mâncat o cifră. Dom'le, nu e, cum să zic, ar fi o eroare de clasa a doua. Dar, în fine, să zicem că mai poți face o eroare. Dar cum să încurci 1880 cu 12.000? Că nu mai sunt aceleași cifre, adică nu-i ca și cum ai fi adăugat sau ai fi mâncat o cifră. Deci diferența e prea mare, nu numai în număr, dar și în felul în care scrii cifrele alea. Deci asta este o problemă greu de explicat. Pe de altă parte, câte sunt teste și câte sunt persoane? Adică știm că se fac mai multe teste la o persoană. Câte persoane au fost testate atunci când vorbim despre 12.000 de teste? 12.000 de oameni? Sau 11.000, sau 10.000, sau 6.000, sau 3.000. Astea nu sunt întrebări pe care să ni le punem acum. Sigur că poate la începutul pandemiei puteam să ne punem întrebările astea și am fi zis, dom'le, este la început situația asta, poate e nevoie de niște reglaje, e o situație excepțională, trebuie să înțelegem. Dar deja a trecut ceva timp și, în mod normal, ar fi trebuit să se rodeze. Și un ultim exemplu. Ce gestionare a pandemiei e aia atunci când ai de Paște premierul, ministrul de interne și președintele României declarând trei lucruri care se bat cap în cap în legătură cu ce se va întâmpla în seara de Paște? Adică oamenii aia erau incapabili să stea de vorbă prin telefon sau la o masă sau cumva înainte să spună public niște lucruri într-o situație excepțională cum este situația în care ne aflam și ne aflăm încă? Pe de altă parte, tot așa o chestiune de gestiune, chiar dacă pare o chestiune de PR. Situația fotografiei din biroul lui Ludovic Orban cu încălcarea tuturor normelor posibile nu este o scăpare de PR, nu este o problemă de relații publice și de imaginea guvernului. Este o problemă care a afectat credibilitatea în fața cetățenilor a măsurilor luate, a celor care le impun și în cele din urmă a situației de fapt. Adică dacă mie îmi spui că e grav și trebuie să stau cu mască, păi dacă te văd pe tine fără mască, înseamnă că nu e așa de grav. Deci pot credeți să încep că să bănuiesc? Asta este și o explicație a faptului că românii nu mai... Normal, dai apă la moară... Apelează la aceste restricții. Dai apă la moară tuturor scepticilor, tuturor paranoicilor, tuturor, până la urmă și oamenilor de bună credință, care nu pot să te creadă dacă tu nu faci ceva pentru care îi amendezi pe alții.
Dar știu că Partidul Social Democrat inițiază o moțiune de cenzură. În aceste zile se fac calcule, se strâng semnături. În ce stadiu ne aflăm? Păi, ne aflăm în următorul stadiu. În primul rând, moțiunea va fi depusă imediat după încetarea stării de alertă, pentru a nu suprapune criza adică undeva pe sanitară. 16 iulie? Sau? Eu sper că da. Deci vom face tot posibilul să nu suprapunem criza sanitară și criza economică, ambele deja în resimțindu-se, cu o criză politică. Deci vom face asta după starea de urgență, unul la mână. Doi la mână, vom depune moțiunea de cenzură atunci când vom avea certitudinea că ea poate să treacă, atunci când vom avea suficiente voturi. Pentru că o moțiune de cenzură nu trebuie să fie doar un exercițiu. Sigur că poate fi și asta, dar este de dorit să fie mai mult decât un exercițiu democratic, trebuie să fie ceva cu repercusiuni practice. Deci vom avea nevoie de mai mult susținere, nu doar susținerea colegilor din Partidul Social Democrat, pentru că, spre deosebire de minciunile ridicole pe care le vedem și la premier uneori și la președintele României, PSD, din păcate pentru noi, nu are majoritate. Dar câți parlamentari are PSD? Noi avem 202 senat? În total. Cameră și Senat. Cameră și Senat. Și majoritatea este de 233. Și pentru că 202 nu este egal cu 233, oricine spune că astea două sunt egale, ori nu știe aritmetică, ori nu. Dar știu că este și un grup umanist în interiorul PSD, nu? În afară de cei nouveniți? Sigur, dar nici ei nu sunt 31 cât ne mai trebuie. Nici Pro-România nu cred că are 31 singur și așa mai departe. Pe de altă parte, e important ca o următoare majoritate care dă jos guvernul să fie suficient de solidă și pentru viitor. Motiv pentru care e important să avem discuții și cu UDMR, să avem discuții și cu minoritățile. Eu chiar cred că ar trebui să avem discuții și cu PMP și cu USR pentru a vota împreună o moțiune de cenzură. Sper într-un astfel de vot din partea PMP și USR, pentru că altfel mi s-ar părea ridicole toate luările lor de cuvânt din plenul Camerei Deputaților, de exemplu, critice la adresa guvernului liberal. Ori nu poți să-l critici luni și să-l pupi marți. Pentru că ei de obicei cam asta fac până acum, dar poate o să înțeleagă că nu e normal. Nu e normal să critici ministrul sănătății pentru reala proastă gestionare a situației și la moțiunea simplă împotriva aceluiași ministru să nu votezi împotriva lui. Adică ori îl critici, ori nu îl critici. Dar sunt discuții și cu USR pe moțiune? Eu știu că discutăm cu toată lumea pe toate temele. N-aș putea să zic dacă specific pe moțiune, dar mi-e greu să cred că evităm discuția cu vreun grup parlamentar pe vreun orice fel de proiect politic. E important să discutăm. Cine ar fi premierul noului guvern? Suntem departe de discuția aia și, din câte știu eu, n-au avut loc discuții pe oameni. Cum să zic? O astfel de discuție în acest moment este atât de prematură încât ar putea fi comparată cu discuția despre blana ursului din pădure. Haideți să vedem că sunt suficient de multe partide și suficient de mulți parlamentari care vor ca guvernul ăsta să plece. Noi vrem, cred că și Pro-România vrea, înțeleg că și domnul Tăriceanu vrea, dacă mai vrea și UDMR, dacă vor și deja aveți voturile. Deja se strâng, da. Haideți să vedem că toată lumea este angajată în acest demers, după care, sigur că trebuie avută și o discuție în legătură cu ce urmează. Pentru că nu vrem să ajungem în situația pe care a gestionat-o atât de prost Ludovic Orban, promițând la un moment dat domnului Tăriceanu și domnului Barna lucruri opuse, PSD-ul, Pro-România și UDMR-ului lucruri opuse, orice numai să voteze împotriva guvernului PSD. Și după aia le-a dat plasă tuturor, așa cum s-a și văzut. Dar n-ar putea fi domnul Marcel Ciolacu, că practic dânsul ar fi cel care inițiază această moțiune, ar fi succesul PSD-ului. În fruntea PSD-ului, iată, se află acum cel puțin interimar domnul Marcel Ciolacu. N-ar fi dânsul o variantă? Asta este o întrebare foarte bună pentru Marcel Ciolacu. Pentru că nu există persoană... Vă întreb o opinie personală.
Eu cred că primul lucru important atunci când vorbim despre orice persoană și o funcție publică este ca persoana respectivă să vrea. Eu nu l-am auzit pe Marcel Ciolacu spunând că vrea să fie prim-ministru României. Nu știu dacă vrea sau nu, dar asta este o discuție care sigur că trebuie să rămână deschisă. Oricum, cu siguranță, Partidul Social Democrat trebuie și va avea un cuvânt greu de spus în legătură cu viitorul de după picarea guvernului Orban, pentru că așa ar fi și firesc. Am fi cel mai mare partid de opoziție din respectiva moțiune de cenzură și atunci e important să avem un cuvânt greu de spus, dar în același timp și cu respect față de partenerii ceilalți, pentru că, așa cum v-am spus, neputând să dărâmăm singur guvernul, avem nevoie și de ceilalți și vocea lor trebuie ascultată, nu trebuie doar să vânăm voturile lor într-un mod cinic. Mai avem câteva minute și aș vrea să discutăm puțin și despre pregătirile pentru alegerile din toamnă. Există la acest moment o decizie privind o alianță cu Pro-România, cel puțin pentru administrațiile din București? Știu că este o dorință sinceră pentru o reunire a stângii în alegerile locale. Știu că în unele cazuri, în unele județe, lucrurile sunt deja rezolvate și dacă nu mă înșel, un exemplu este Bistrița, Năsăud. Cred în același timp, dar dați-mi voie să nu vă spun unde, că în unele județe va fi foarte greu spre imposibil. Nu știu dacă sunt în 40 de județe, 40 de situații identice. Deci în unele locuri s-ar putea să fie mai greu de reconciliat anumite opinii. Dar în legătură cu Bucureștiul, cred că este cel mai mare și interesul public și interesul partidelor de opoziție, dacă e să ne raportăm acum la sfera guvernamentală, de a avea o coaliție și de a ne uni eforturile pentru a nu lăsa ca la București să se nască un Ludovic Orban mai mic, care sigur nu e prim-ministru, dar este potențial primar. Și atunci, dar nu e o decizie oficială. Eu nu știu să fi avut să se fi luat vreo decizie în comitetul executiv care ar trebui să fie structura de la noi care să decide asta, dar cred că semnalele publice repetate pe care le-au dat diversi lideri ai Partidului Social Democrat arată că e doar o chestiune de timp, după părerea mea. Domnule Florin Manole, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc de fiecare dată. Mulțumim!